Bună ziua, stimați oaspeți! Eu mă numesc Balan Gheorghe, sunt partener în cadrul companiei Oriflame și astăzi am o deosebită plăcere să vă povestesc despre, să vă prezint, de fapt, afacerea companiei Oriflame. Ce înseamnă aceasta? Fiindcă foarte mulți înțeleg Oriflame cam puțin altfel. Eu am să încerc să vă povestesc concret ce înseamnă compania Oriflame, ce bani poți câștigi în această companie și la ce nivel poți ajungi și ce rezultate poți obține. Și eu propun deja să încep. Eu mă numesc Balan Gheorghe, încă o dată mă repet. Sunt în deschidere calificare de Satfir Director. Mai jos puteți vedea datele mele personale. Despre ce noi astăzi vom vorbi și de ce astăzi v-am invitat la această întâlnire. Vom vorbi în primul rând puțin despre mine, de ce am venit în această, de ce am decis să vin în această afacere, care este ideea afacerii cu Oriflame, ce trebuie concret de făcut, de unde se câștigă aici bani, cine te va ajuta și ce vei primi în final. Eu cred că e scurt, clar și cuprinzător, ce și cum și unde. Și eu propun deja să încep. În primul rând ceva despre mine, vreau să vă spun că eu foarte mult timp am jucat fotbal. Am fost la echipa de fotbal Politehnic din orașul Chișinău, am jucat la Zimbru. Mă țin minte, am jucat fotbal undeva de la 7-8 ani până la, nu știu, până la 22, 23, 24 de ani. Pe lângă aceasta am fost absolvent al Universității Tehnice a Moldovei. După ce am finisat universitatea, am fost recomandat ca unul din cei mai buni studenți ai universității în Guvernul Republicii Moldova, ca specialist principal în domeniul energetic. Și s-a primit așa că două veri. Am fost în Statele Unite cu Work and Travel, ca student. Aici chiar să văd careva niște poze din America, unde am fost un an, am fost și am lucrat la restaurant ca ajutor de kelner. În alt an am fost la pește. La pește în Alaska. În Alaska și am lucrat foarte mult, dar ok, pe atunci mi se părea că știu foarte bine, foarte bun bani. Dar vreau să spun că în ziua de astăzi niciodată nu mă ajut să fac acest lucru, din motiv că este un lucru murdar, este un lucru foarte, foarte greu și, după părerea mea, la moment este foarte puțin plătit, dacă sincer. Asta cât ceva despre mine. Încep de la început. De ce am venit în această afacere? Eu când am finisat universitatea și am fost recomandat în guvern, eu mă gândeam că asta este, Doamne, ceva foarte, foarte, foarte clas, așa să spunem. Și eu când m-am angajat în cadrul guvernului, în Ministerul Economiei și Comerțului, m-am angajat ca specialist principal în domeniul energetic. Lucram în fiecare zi de la ora 8 până la ora 5. Salariul meu pe lună era 1500 lei. În prima lună țin minte că am câștigat 1524 lei. A doua lună am câștigat 1473. La treia lună, la ziua 23, am lăsat guvernul. Eu am decis că asta nu este pentru mine și am decis să fac ceea ce mi-e place să fac în fiecare zi. Și mai mi-e eliberat și de atunci, deja de 6 ani și ceva, colaborez foarte serios cu Oriflame. De ce am venit în această afacere? În primul rând, timpul liber. Primul plan ca tare, că atunci era foarte mult banii. Da? Eu am venit și am văzut că ca director poți câștigi pe lună 8-10.000 de lei. Și pentru asta am venit. Dar la moment, eu vreau să spun că pe mine foarte mult mă motivează și foarte mult îmi place că am foarte mult timp liber. Eu pot singur să-mi planific timpul meu, când să vin la oficiu, când să plec, ce să fac, ce oameni să lucrez. Absolut, eu pot asta să-mi organizez. Și plus, desigur, și banii. 100%, fiindcă eu vorbeam cu recent careva persoane și ei mă întreabă, ok, și care este venitul tău pe lună? Și eu spun că acum împreună cu soția câștigăm pe lună aproximativ la 30-35.000 de lei. Și așa se uită la mine, zic eu, da. Nu rei bani câștigi tu astăzi în Oriflame. Foarte bine. Într-adevăr, când ești un începător, poate nu vezi așa bani, 10, 20, 30 de mii. Dar când tu faci careva niște acțiuni sistematice în fiecare zi, tu ajungi la un nivel foarte înalt, care te ajută ca să ai un venit foarte bun în cadrul companiei și să permiți cu mult mai mult. Se referă și la apartament, și la mașină, și la călătorii și multe alte. Și pe lângă aceasta poți să-ți permiți și foarte mult timp liber. Ok, eu în ziua de azi am și timp liber, am și un venit foarte bun, dar noi cu soția venim în fiecare zi în oficiu și dezvoltăm această afacere. De ce? Fiindcă voi doar știți, toți cunoașteți scara companiei Oriflame. Scopul nostru să ajungem la nivelul de prezident. Acesta este scopul nostru de bază și noi în direcția aceasta suntem gata foarte, foarte mult să muncem în direcția aceasta. Principal două puncte de ce am venit. Asta este timpul liber și astea sunt banii care poți câștiga din cadrul companiei. Care este ideea acestei afaceri? Voi doar cunoașteți, în ziua de azi sunt foarte multe afaceri. Afaceri legate de orice. În agricultură, fabrici, uzine, mă scuzați,
fabrici, uzini, agenți pe companii imobiliare, companii de turism, sunt afaceri enorme. Scopul la fiecare afacere este profitul. Dar sunt două tipuri de afaceri. Este afaceri care oferă profit și afaceri care nu oferă profit. Scopul la fiecare afacere este profitul. Sarcina oricărei afaceri este crearea volumului de vânzare. Cu cât mai mare este volumul de vânzare, cu atât profitul este mai mare. Și desigur și în afacerea noastră, totul depinde de volumul de vânzare care face toată rețeaua noastră de oameni și toată rețeaua noastră de directori. Și cu cât mai mare va fi volumul nostru de vânzări, cu atât și profitul nostru va fi mai mare. Este simplu, în orice afacere, fiecare proprietar primește procent din volumul de vânzări care face toată afacerea lui. Fie că el vinde scaune, fie că el vinde mașini, fie că el vinde case, fie că el vinde bilete de avion. Asta este ideea, nu e nimic complicat. Este simplu ca bună ziua. Desigur, nu este ușor, dar este simplu ca bună ziua. Eu vreau ca voi să știți. Cum noi organizăm acest volum de vânzare? Nu, vă dau careva exemplu. Eu deseori îmi place să dau exemplu de rețeaua de magazine numărul 1, care este în Chișinău. Dacă noi avem un singur magazin numărul 1, desigur că noi îmi dăm seama, spre exemplu, cum este Ștefan cel Mare, magazinul numărul 1. Da, este chiar aici lângă, vis-a-vis de primărie, putem așa spune, vis-a-vis de Teatrul Mihai Eminescu. Acolo este un flux anumit de oameni. Respectiv, magazinul, dacă este într-un loc public, fluxul de oameni este foarte mare, ce fac oamenii? Sunt careva persoane care intră în magazin și fac careva cumpărături. Respectiv, în acest magazin se face un anumit volum de vânzare. Dar dacă eu nu am un singur magazin, dar am 20 magazine, cum este rețeaua numărul 1? Rețeaua numărul 1 în Chișinău sunt în limita la 18-20 magazine. Este o rețea de magazine. Dacă eu am un singur magazin, se face un anumit volum de vânzare. Dacă eu am 20 magazine, respectiv se face un alt anumit volum de vânzare. Desigur, cu mult mai mare. Cât de tare nu mi-ar plăcea mie numărul 1, dar dacă eu locuiesc la Botanica și alături de mine nu este niciun numărul 1, eu mă duc să cumpăr de unde este. Linia la Grenhills Porșat. Dar bine că lângă casa unde locuim este să-ți chesti numărul 1. Orice persoană, fie eu, fie altă persoană, dacă mie îmi place să cumpăr din numărul 1, dar lângă mine nu este niciun numărul 1, ce fac eu? Mă duc și cumpăr din alt magazin. Dar rețeaua de magazin numărul 1, proprietarul s-a gândit de felul următor. Deci eu să deschid un singur magazin, fiindcă va fi un anumit volum de vânzare, când eu pot să deschid 18 magazine sau 20 magazine, vânzările să fie de 20 ori mai mult și respectiv și profitul meu de 20 de ori mai mare. Desigur că să deschizi astăzi o rețea de magazine numărul 1, Grenhills, Fourchette, Lenela, Metro, ai nevoie de foarte mulți bani, ai nevoie de cunoștință, ai nevoie de viziune, ai nevoie să angajezi oameni, să închiriezi local, să faci reparații, imobil și multe, multe și toate. Noi de pe aceasta mai departe vom discuta. Referitor la business tradițional, 99,9% din afacerile din Moldova sunt afaceri tradiționale. De la ce toate astea se începe? În primul rând se începe de la idei. Trebuie să ai o careva idee, trebuie să ai o sumă anumită de bani, investiții. După ce ai aceste investiții, desigur, trebuie să ai marfă, trebuie să ai personal, care tot asta să vândă sau să deservească, trebuie să ai logistică, contabilitate, căutarea de client și asta iarăși este o sarcină de bază, fiindcă clienții îți aduc vânzări și respectiv profit, trebuie să faci publicitate ca să găsești cât mai mulți clienți și sunt foarte multe riscuri de pierdere. Când faci o afacere, tu nu ai garanții, dar sunt foarte, foarte multe riscuri. Cineva poate spune bietă în roate, că poate nu există să clienți că trebuie, că marfa trebuie să o cumperi și trebuie să o vinzi, că dacă ai cumpărat marfa și ea strece și expiră termenul respectiv, această marfă o arunci și iarăși asta pierzi foarte mulți bani, trebuie să angajezi oameni care să fie foarte buni vânzători, consultanți, care vor deservi foarte bine clienții tăi. Dar în primul rând, eu cred că pe lângă tot acest începe tot în primul rând la investiții. Ca să deschizi în ziua de azi un business tradițional, noi am făcut calcule. Ca să deschizi un singur magazin din nivelul numărul 1, ai nevoie pentru început în limita de 200.000 de euro pentru început. Să închiriezi local, să faci reparații, să cumperi mobil, să cumperi marfă, personal, logistică, contabilitate, cauți clienți și multe, multe și toate. Dacă voi așa bani aveți, este super. Dacă așa bani nu aveți, voi puteți să luați un credit la bancă. Numai că, în primul rând, nicio bancă nu îți va oferi așa un credit și chiar dacă îți va oferi așa un credit, va fi la un procent foarte, foarte bunișor, care, cu părere de rău, nu știu dacă vei fi gata să semnezi. Să semnezi ca să iei cel credit. Nu vă sfătuiesc. Deci, ok, voi singur deciziți, dar alegerea va aparține. Asta este în business tradițional. Nu ai nicio garanție, dar ai foarte, foarte multe riscuri.
Să vorbim puțin despre afacerea Oriflame. Este un business plan gata, făcut. Compania Oriflame este companie de încredere, este de 50 de ani pe piața internațională, prezentă oficial în peste 60 de țări ale lumii. Compania are 5 fabrici proprii de producere și are 2 centre de cercetare. Produsele care se vând în cadrul companiei sunt produse de folosință zilnică. Aici ce s-ar vinde scaune, frigidere, noi nu avem, fiecare zi să cumpărăm aceste produse. Acești scaune sau frigidere. Aici se vând ce se cumpără și se folosește în fiecare zi ulică. Gel de duș, săpun, pastă de dinți, parfum și așa mai departe. Dacă noi am folosit parfumul și s-a finisat, noi ce să facem? Corect, ne vom duce și vom cumpăra alt parfum. Dar dacă ai cumpărat un frigider, în următorii 5, 7, cred că chiar 10, între 10 și 20 de ani, ție nu mai trebuie nici un frigider. Asta este. Deci aici se vinde ce îți folosești în fiecare zi. Brandul Oriflame este foarte cunoscut. Venitul oficial pe contul bancar, asortimentul de produse este foarte larg, peste 1500 feluri de produse. Fiecare produs are standarde înalte de calitate la toate produsele, absolut la toate. Posibilitatea de a călători din contul companiei, chiar eu împreună cu soția am avut ocazia de foarte multe ori să călătorim. Asta a fost Suedia, Finlanda, Danemarca, în Franța deja din contul nostru, dar iarăși din bani de la Oriflame. Asta este Spania, Egipt, Georgia, Turcia. Foarte multe posibilități care le oferă compania de a călători. Posibilitatea de a primi mașină din contul companiei. Să toate afacerea se transmite prin moștenire. Eu stau și mă gândesc, ceea ce eu acum dezvolt cu soția, peste 10 ani, noi putem să o lăsăm în moștenire copiilor noștri. Ok, eu cred că nu peste 10 ani, dar cred că nu știu peste 20, da? Când copiii noștri vor înțelege ce înseamnă asta și cu ce asta se mănâncă. Noi desigur să învățăm absolut tot ce noi astăzi cunoaștem. Dar este un business plan gata făcut. Nu trebuie să investești bani. Oficiul care la închirează compania în centrul orașului costă 7.000 de euro chiria. Compania de asta se ocupă. Compania aduce marfa de psihotare, o devamează, compania se ocupă de tot. Dar compania nu se ocupă de promovarea acestui brand. De asta ne ocupăm noi. Și noi nu avem riscuri mari de a investi sute de mii de euro. Eu am cunoscut care au investit mii și milioane de lei și de euro în afacerile lor. Și dacă, chiar și dacă ei o luni zile n-au vânzări, oricum îi trebuie să achit salarii la angajații lor, oricum îi trebuie să achit chirie, oricum îi trebuie să achit comunale. Eu tot asta nu achit. De aceasta se ocupă compania. Noi doar ne ocupăm de promovarea acestui brand la nivel național și internațional. Noi te instruim să formezi propria ta rețea. Compania se ocupă de tot, v-am spus mai recent. De producere, personal, publicitate, produse, livrare, contabilitate, site, logistică, absolut tot. De asta se ocupă compania. Sarcina noastră de bază este să organizăm volumul de vânzări companiei. Și din tot volumul de vânzări care noi îl organizăm companiei, compania e mechetul în careva procent. În dependență de volumul de vânzări care faci toată rețeaua noastră, noi o construim împreună cu compania. Desigur, compania pe noi ne ajută. Aceasta este sarcina noastră de bază. Să dezvoltăm o rețea de consumatori și parteneri. Toți acești oameni fac cumpărături la companie și în rezultat se creează un careva volum de vânzare și din acest volum de vânzare ne primim un careva procent. În bani ăsta este foarte frumos. Cui îți potrivește această afacere? Băieți, oricui. Eu când eram începător, mă învățam să recomand produse, să câștig careva bani din deserirea clienților. Și întrebam, cui eu pot să-i prezint catalogul? Sponsorul mă spunea, oricui, când? Îmi spunea, oricând, unde, oriunde, așa și aici. Cui îți potrivește? Oricui. Ai timp liber, nu ai timp liber, ești în concediu de maternitate, mai ai lucruri de bază, ești la pensie, înveți, treci la oraș, treci la sat, duci lipsă de bani, nu duci lipsă de bani. Noi singuri determinăm pentru noi scopurile noastre, cu cine vrem să lucrăm, cât timp să acordăm, de unde să lucrăm. Cineva lucrează de acasă, cineva lucrează din oficiu, fiecare decide pentru el. Câți bani să câștige, cât timp să acorde și ce rezultate poate să primească. Sincer, băieți, nu găsiți motive. Motive, eu pot astăzi găsesc un milion de motive, ca voi astăzi nu faceți nimic. Dar persoanele care au tins rezultate foarte frumoase în viață sunt persoane care nu au găsit motive, dar au găsit posibilitatea să facă ceva. Și în rezultate au primit careva succes foarte, foarte remarcabil. Care este ideea afacerii cu Oriflame? Noi, înregistrându-ne în cadrul companiei Oriflame, suntem proprietarii magazinului online de produse, de folosință zilnică. Noi dezvoltăm magazinul nostru online. Asta este sarcina noastră de bază. Și cu ajutorul acestui magazin, noi dezvoltăm o rețea de consumatori și de parteneri. Și toată această rețea de consumatori consumă produse de pe site-ul companiei,
din magazinele noastre online și din tot volumul de vânzări care face toată rețeaua noastră din magazine, compania achită un careva procent. Procentul este, eu mai departe voi vorbi despre asta, ce e cu acel procent. Dar în două cuvinte, cu cât mai mare va fi volumul de vânzări care face rețeaua noastră, cu atât și profitul nostru va fi mai mare. Dar scopul nostru nu este că pur și simplu să dezvoltăm o rețea de consumatori și parteneri. Scopul nostru de bază să dezvoltăm o rețea de directori. Parteneri care vor câștiga pe lună minimum 8.000 de lei și mai mult. La noi în echipă sunt deja 12 persoane. Care, sunt careva care sunt de-abia în calificare de director, sunt deja care sunt directori, sunt deja care, cineva care sunt director senior, director gold. Scopul nostru de bază să ajutăm să instruim cât mai mult parteneri ca să câștige bani cu ajutorul companiei. Minimum 8.000 lei pe lună și mai mult. Acesta e scopul nostru de bază. Și sarcina noastră de bază, care noi vrem în următorii 5-10 ani, să dezvoltăm o rețea de 700 de directori. La moment în echipa noastră sunt doar 12. Scopul nostru este 700. La acel nivel cred că poți să-ți permiți absolut orice. În asta constă ideea. Ideea constă să dezvolți o rețea de consumatori și parteneri. Această rețea consumă produse de la companie și din tot volumul de vânzări, compania achită un careva procent. Fiecare începător după aceasta spune întrebarea: ok, Gheorghe, ce trebuie eu să fac? Eu m-am înregistrat. Înregistrarea în cadrul companiei costă foarte mulți bani. Eu deseori glumesc, 20 de lei. Credeți-mă, chiar de la, când vă înregistrați, achitați 20 de lei. Chiar din prima comandă când o plasați, având reducere 20%, automat acești bani vă restituiți. Așa că eu nu cred că este o investiție foarte, foarte mare. După ce persoana se înregistrează, sunt trei sarcini de bază care este nevoie să faci ca să ai un careva succes în cadrul companiei Oriflame. Noi mai numim regula 3P. Prima regulă este să te instruiești. Noi aici avem foarte multe, foarte multe instrumente. În primul rând sunt webinarele, la care sunteți chiar astăzi. Este canalul pe YouTube și sunt chaturile de lucru. Webinarele, canalul pe YouTube, chaturile de lucru, foarte mult ne ajută ca să ne dezvoltăm ca personalitate. Noi webinare avem în fiecare zi, la ora 6 și la ora 8, de luni până vineri, unde fiecare persoană care este înregistrată poate să participe la asemenea webinar, să se instruiască. Și recomandarea mea, nu pur și simplu să ascultați, dar să vă faceți careva niște notițe. Canalul pe YouTube, noi avem două canale, canalul meu și canalul soției. Noi mai mult dezvoltăm canalul soției, Balan Elena, Oriflame, scrieți și acolo neapărat să vedeți, abonați-vă neapărat și priviți video. Noi acolo postăm diferite careva niște video, cum să lucrăm cu echipa, cum să facem cunoștință cu fiecare persoană, cum să ducem o prezentare prin telefon. Mură în gură, numai faceți sistematic în fiecare zi și veți avea un rezultat foarte frumos. A doua regulă este să organizăm volumul de vânzări personal al magazinului nostru online. Ce înseamnă aceasta? Să înseamnă că... Nu, ok, eu acum mai departe voi vorbi despre asta. Și a treilea punct este să organizăm invitarea altor persoane în afacerea Oriflame. Să-i ajutăm să dezvolte magazinele lor online, să îndeplinească regula 1, 2 și 3. Mai departe, eu despre toate acestea vă povestesc. Primul punct v-am spus de instruire. Ca să însușești această profesie, trebuie numai cât să te înveți. Instruirea este gratuită în fiecare zi ulică. Webinare, noi fiecare webinar este înregistrat. Aceasta este susținere din partea echipei. Noi vă ajutăm absolut în tot. Și nu pur și simplu tu te instruiești la webinare, dar este chat-ul echipei noastre, unde acolo poți da orice fel de întrebare. Și automat neapărat vei găsi răspuns. Dacă tu încă nu ești în acest chat, neapărat spune sponsorului care te-a invitat să te adaugi în acest chat. Acesta este primul punct, instruire. Al doilea punct, organizăm volumul de vânzări personal. Pur și simplu, băieți și fete, schimbăm magazinul obișnuit pe propriul magazin online. Până acum, când eu mă țin minte până la Oriflame, eu nu mă ocupam, nu, eu aveam cât 19-20 de ani. Eu, mama se ocupa să cumpere gel de duș, săpun, pastă de dinți, parfum, spray de corp, șampun și tot ce mai departe. Când eu am început să colaborez cu Oriflame, sponsorul meu mi-a spus: Gheorghe, până acum cumpărai totul, nu știu, magazin, Cleveland, Zolșca Piață, de astăzi înainte, toate produsele pe care trebuie să le cumperi, este nevoie să le cumperi de la Oriflame. De ce? Noi suntem acele persoane care promovăm acest brand. Asta, știți cum ar fi? Noi am deschis magazinul nostru, da? Unde se vinde cosmetică, gel de duș, săpun, parfum, absolut toate produsele. Eu primesc procent din vânzările care se face în magazinul meu. Desigur, când mie îmi va trebui gel de duș, săpun, pastă de dinți, parfum, vitamine, desigur că eu voi procura din magazinul meu. Cum credeți, mama mea de unde va procura? Desigur, ea tot va procura de aici, fiindcă eu ce-a prins procent. Înțelegi? Noi toți, și eu, și familia, și prieteni, și cunoscuții, vom fi cointeresați să procurăm aceste produse de la Oriflame. Și pur și simplu, dacă până acum noi cumpăram tot din magazin Cleveland, Zolșca Piață, de astăzi înainte, ceea ce avem nevoie pentru noi, pentru familie, pentru rude, să procurăm de la Oriflame.
Aici mai este un punct, fiecare partener este nevoie să se învețe, să facă personal volumul de vânzări minim 150 de baluri. Ce înseamnă 150 de baluri? Veți înțelege, mai mult detaliat vă va explica sponsorul vostru cum asta se face, ce se face și ce poți câștigi la 150 de baluri. Fiindcă făcând 150 de baluri pe contul tău personal, venitul suplimentar este de 500 de lei. Și plus careva cadouri din partea companiei. Așa că eu când eram începător, 150 baluri, mă străduiam să le fac în 3 săptămâni, cât ține catalogul. Acum 150 baluri, dacă mi-i întreb foarte tare, eu pot să le fac în jumătate de oră. Eu asta vă garantez. Foarte mult depinde de dorința care tu ai, foarte mult depinde de acțiunile sistematice care le faci. Dacă acționezi, rezultat neapărat vei primi. Dacă nu acționezi, cum spune rusul, smotrișnigul, vidiși figul. Acesta este al doilea punct. Și al treilea punct este să organizăm invitarea altor persoane. Voi, eu, trebuie să formăm un flux de oameni și să învățăm și alți oameni să facă acest lucru. Dacă sunteți acasă și lucrați anume pe internet, cum asta se poate făcut? Sunt foarte multe rețele de socializare. Instagram, Facebook, Twitter, Contacte, Adnaclasnici și multe, multe, multe altele. Este simplu ca bună ziua. Eu cum asta am început să fac, noi când am început să lucrăm anume mai mult prin internet, fiind 6 ani și ceva, noi lucram doar în oficiu, invitam oamenii toți în oficiu și vorbeam cu ei. Cum noi asta, cum facem prin internet, eu stau în oficiu, nu, fiindcă acasă am o prințesă de un an și 3 luni care ia pe noi vrea atenție, și de ce noi lucrăm din oficiu, dar lucrăm și cu echipa care este în oficiu și cu echipa care lucrează prin internet. Cum eu am început să fac? Eu am 1700 de prieteni. Eu la fiecare prieten le-am trimis careva niște mesaje personalizate. Uite, sunt în căutare de parteneri de lucru online, îți este interesant, ai nevoie de bani. Și respecte ce răspund oamenii. Da, am nevoie de bani. Despre ce merge vorba? Eu spuneam după asta, dacă eu nu aveam numărul de telefon, spuneam, lasă-mi te rog frumos numărul de telefon, te sun și îți explic în câteva clipe. Ei îmi lăsau numărul, eu contactam și le explicam în câteva clipe. Ce și cum merge? În caz că eu mă foarte bine sunt cunoscut cu această persoană care vreau să-i propun, eu abordez o discuție individuală cu fiecare. Salut, cum viața, cum la tine, ce mai nou, ce s-a auzit și mai departe. Și peste o perioadă timp când văd că relația este foarte caldă, respectiv vin propunere. Uite, eu ca tare de ce scriu, fiindcă am o propunere pentru tine legată de bani. Și pentru mine asta este foarte serios. Dacă ți-este interesant să afli despre ce merge vorba, eu sunt gata să te contactez pentru 3-5 minute să-ți povestesc ce și cum. O să-ți placă? Bine, nu înseamnă că nu. Dar eu cred că o să-ți placă. Această frază lucrează foarte, foarte bine. Dacă astea sunt persoane necunoscute, iarăși, pe Facebook acum stau absolut toți. Noi putem în fiecare zi să adăugăm prieteni, să-i adăugăm în prieteni la noi, pe pagina noastră personală, și automat cei care ne acceptă, noi le scriem. Salut, Veronica, nu mă cunoști, dar de ce te-am adăugat în prietenii, din motiv că eu acum sunt în căutare de persoane care doresc să lucrez online. Dacă ți este interesant, noi putem să ne contactăm, să-ți postezi în 3-5 minute și merg vorba. Fix același lucru. Dacă persoana spune că uite, eu nu-ți cunosc, de ce scrie în aici, nu vreau să dau numărul de telefon, tu poți să scrii în 2 cuvinte despre ce merge vorba, dar iarăși, foarte simplu, scurt, clar și cuprinzător. Dar recomandarea mea care este? Să vă adresez la persoana care v-a invitat la sponsor. Fiindcă sponsorul este cu interesat să vă ajute ca să aveți un careva rezultat. La noi este o persoană începătoare acum recent care a început singur ceva să facă. Și o săptămână de o săptămână zile nu îți primește nimic. Și pe mine scrie, Gheorghe, la mine nu îți primește, oamenii nu vor să înregistreze. Dar ce faci tu? Le spun asta, eu singur duc prezentarea. Eu spun, nu trebuie tu să duci prezentarea singură. Eu le duc pentru tine. Din partea ta doar să-mi stabilești întâlnire. Și asta este tot. La telefon, desigur. Vorbești, dacă persoana este interesat, cer numărul de telefon. Numărul de telefon meu îl dai mie. Eu pe fiecare persoană îl contactez, îi povestesc, îi duc prezentarea în 3-5-7 minute. Persoana spune, crută, vreau să mă înregistrez. Tot eu când vorbesc la telefon, eu această convorbire, eu filmez și transmit link-ul persoanei și persoana așa se instruiește. Nu e nimic complicat. În ziua de azi, foarte multe persoane stau în internet. Era un moment când noi într-o oră înregistram 5 persoane. Este simplu ca bună ziua, dar nu este ușor. De ce? Fiindcă asta este lucru cu oameni. Înțelegeți singur. Dar în Oriflame sunt două greutăți. Prima greutate este că noi auzim multe refuzuri. Dar auzind refuzuri, asta este munca noastră. Când auzi la om refuzuri, asta e munca noastră. Când auzi la om acceptul, asta sunt banii noștri. Fiindcă dacă om acceptă, se înregistrează, se face comenzi, noi ce primim careva procent. Înțelegeți? Și a doua greutate este chestia influență negativă din partea la rude, prieteni cunoscuți. Băieți, vor fi foarte multe persoane care vă spun că la voi n-ați primească. Vor fi foarte multe persoane. Este foarte important ca să nu cedați, să acționați sistematic și să nu uitați prin ce voi asta faceți. Fiindcă dacă voi asta veți înțelege și veți ști pentru ce voi asta faceți, ca să obțineți un care rezultat, nu va fi atât de greu.
Este foarte important să vă instruiți, este foarte important să vă organizați volumul de vânzări personal și este foarte important să invitați alte persoane în cadrul companiei Flame, cu ajutorul sponsorului neapărat, persoana care v-a invitat. Noi suntem gata să vă așteptăm în tot, cu o singură condiție, dacă și voi asta veți dori. Cât de tare ne-am dorit noi ca voi să fiți directori, dacă voi asta îmi doriți, vă dați seama că noi nu putem să facem nimic într-o voi. Vă cred că asta înțelegeți. Acestea sunt trei sarcini de bază. Prima, să vă instruiți. Instruirea este gratuită. Instruiești zi și noapte, poți să instruiești. Să te înveți să faci volum de vânzări personal, minim 150 baluri. Să te înveți să organizezi alte persoane în cadrul companiei Oriflame. Iată, aceasta este scara companiei Oriflame, unde, ok, nu știu dacă bine se vede, aici jos este nivelul director, unde e premie de $1,000. Vreau să vă spun că cel mai greu este până la, catare până la nivel de manager. Până când te înveți asta să faci, pe urmă rezultatele sunt foarte frumoase. Jos, tabela aceasta, vedeți, sunt volumul de vânzări în baluri. 3% este 150 de baluri, 6% 300 de baluri, 9% 900 și mai departe. Pe a doua coloană este volumul de vânzări. Ca să fii la 22% în nivelul director, trebuie să ai cu echipa 7500 de baluri, în rezultat asta e undeva 60.000 de lei. A treia coloană sunt cantitatea de persoane active. Aproximativ 125 de persoane active. Care în echipa ta fac comenzi, mediu asta este nivelul de director. Și în mediu câștigi pe 3 săptămâni 7.000 de lei. Pe 3 săptămâni. Acesta este până la nivelul de director. Și plus premie de $1,000. Ca să devii director senior, este nevoie să ai la tine echipă o persoană la nivelul de director și încă pe lângă această persoană, încă rețeaua ta să aducă încă 7500 de bani, volumizat 7500 de bani. Atunci tu ești în calificare de director, când închezi această calificare primești încă o premie de $1,500. Dacă ai doi directori, devii director gold, directorii primesc premia câte $1,000, tu primești premia de $2,000. Ai trei directori, director gold senior, premiul de $3,000 venit undeva de 30.000 de lei pe lună. La nivelul de director gold, undeva lunar, undeva 20.000, 20-22.000. Dacă la tine echip sunt 4 directori, devii director de sapfir, premiul de $4,000 lunar este limita la 40.000 de lei. Dacă la tine echipă sunt 6 persoane învățate de tine la nivelul director, devii director de diamant, premiul este de $6,000. Pe lângă aceasta primești mașină din contul companiei gratuit, mergi vorba de Volvo S60 9900 din salon și la aceasta ai posibilitatea deja de 2 ori să călătorești din contul companiei. 2-3 ori, independență. Eu am uitat să spun că la nivelul de director gold, o singură dată călătorești din contul companiei. La director gold o singură dată, la nivelul director de diamant călătorești de 2 ori, la nivelul director executiv de 3 ori, la nivelul director de prezident călătorești de 4-5 ori, deja depinde de ce propune companiei. Vreau să spun că tot asta este real. Pur și simplu trebuie să crezi în toate astea, să acționezi și neapărat veți avea un careva succes. Asta nici nu se discută. Desigur că nu este ușor, este greu. Dar dacă tu ai un scop bine pus la punct și dacă tu într-adevăr vrei cu adevărat să obții un careva succes, totul este real. Eu asta vă garantez. Și dacă luăm așa în concluzie, ce am aflat noi astăzi? Care este ideea afacerii? Ideea este să construim o rețea mare de parteneri care o să-și dezvolte afacerea lor. Ce trebuie de făcut? Să invităm persoane, să povestim despre posibilități companiei, să ne instruim să folosim acest produs. De unde câștigăm bani? Simplu, câștigăm bani din volumul de vânzări pe echipă. Cine pe noi ne va ajuta? Sponsorul, echipa, companie. Ce vom primi în final? Independență financiară, timp pentru familie, venit permanent în creștere, libertate în acțiuni, premii, călătorii și multe, multe, multe și de toate. Asta e, băieți. Desigur că ceea ce am povestit eu astăzi este doar, nu știu, 1% din ceea ce ar trebui voi toți să știți. Totul este simplu ca bună ziua. Ne instruim sistematic în fiecare zi, la ora 6 webinar și la ora 8. Consumăm produse personal și cu familia, cu rudele și cu prieteni și facem minim 150 baluri. Invităm alte persoane în cadrul acestei afaceri, facem cunoștință cu sponsorul și dezvoltăm rețeaua noastră. Este simplu, dar nu este ușor. Cum spune Magnus Brandstorff, naș business prastoi, nu ni leochi. Și eu vreau să spun că totul este real. Depinde doar de voi. Dacă voi credeți că asta este real, se poate făcut, vă aveți perfect dreptate. Dacă voi credeți că asta nu este real și asta nu se poate făcut, desigur chiar și voi aveți perfect dreptate. Doar de voi depinde unde veți fi mâine, doar de voi depinde unde veți fi peste un an, peste 2, peste 5. Astăzi voi sunteți datorită la ceea ce ați făcut în trecut, jumătate de an sau acolo, nu știu, 3 luni urmă. Dacă vreți, doriți peste jumătate de an, un an, să deveniți director, să câștigați pe lună minim 10.000 de lei, este nevoie din ziua de azi de luat o careva decizie și de acționat sistematic. Asta a fost din partea mea, eu vă mulțumesc, vă doresc succes, o seară frumoasă și...
Eu sunt convins că voi sunteți anume cei care vor deveni director și care vor avea rezultate foarte frumoase în cadrul companiei Oriflame. O seară bună, la revedere, succes și ne vedem. Seară bună, la revedere!